Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. 21, vom citi prin Harul Domnului și pentru slava Lui versetele 10 și 11. Matei, capitolul 21, versetele 10 și 11. Fiind în contextul sărbătorilor întrupării Domnului, ale Crăciunului, în ciclul de lecții biblice, întrebările Bibliei, am ales o întrebare, al cărui răspuns să fie în contextul semnificației sărbătorii de astăzi. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile pe bănci, să stați în prezența Domnului. Și Dumnezeul cerului și al pământului, care iubește oamenii, să vă binecuvinteze pe fiecare, pe cei ai casei și pe musafirii noștri dragi, pe toți vă salutăm încă o dată, vă binecuvântăm și punem numele Domnului peste dumneavoastră și peste casele dumneavoastră. Suntem bucuroși să fim împreună în această zi de sărbătoare. De asemenea, vrem să salutăm și frații, surorile și prietenii noștri care de undeva de pe fața pământului sunt cu noi online în această seară. Vă binecuvântăm și vă mulțumim că ziua sau noaptea, ceea ce este la dumneavoastră, sunteți cu noi în această seară să ne închinăm împreună Domnului. Suntem la lecția numărul 14, întrebările Bibliei, și în această seară întrebarea este, cine este acesta? Noi știm că acesta este Iisus. De aceea, întrebarea capătă o ușoară modificare. Cine este Iisus? În seara aceasta, predica se numește Cine este Iisus? Și punem această întrebare, al cărui răspuns este predica ce urmează, pentru ca să răspundem, dar răspunsul să nu fie un răspuns tradițional, care într-o zonă a țării este într-un fel, în altă zonă a țării este altfel, într-o cultură, într-o generație este într-un fel, în altă cultură, în altă generație este altfel. Vrem răspunsul să-l luăm din Cartea lui Dumnezeu, care este universală, care este veșnică, adică Biblia. Și privind în această carte, să răspundem la întrebarea, cine este Iisus? Cine este Cel pe care îl sărbătorim, pe care îl aniversăm? În cinstea căruia suntem aici, pe care pretindem că-L iubim și-L urmăm. Cine este Iisus? Contextul sărbătorilor de Crăciun ne aduce împreună, creează entuziasm între noi și trebuie să acceptăm că sărbătoarea Crăciunului este una dintre cele mai mari și una dintre cele mai frumoase sărbători creștine. Ea inspiră bucurie și speranță. De-a lungul a 2000 de ani de istorie creștină, scopul acestei sărbători s-a schimbat foarte mult. Primele generații de creștini nu au dat așa o mare importanță zilei, formei aniversării, nașterii Mântuitorului, cât au dat o mare importanță să-L iubească în mod real pe Mântuitorul, să-L urmeze în mod real pe Mântuitorul și să intre în împărăția pe care acest Mântuitor a venit să o instaureze în împărăția lumii. Este ciudat faptul că în persoana Mântuitorului Iisus Hristos oamenii văd lucruri foarte diferite. De aceea am ales întrebarea cine este Iisus. Și din predica pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă, vă rog să constatați că oamenii văd tot altceva în același Iisus Hristos. În aceeași persoană care s-a întrupat prin fecioară în Ieslea din Betleem, care a fost mai întâi un copil, a avut o viață umană normală, apoi un adolescent, un tânăr și un adult, la vârsta de aproximativ 33-34 de ani, a fost condamnat la moarte prin crucificare. Ei bine, el a avut o viață umană normală,
din punct de vedere al vieții sale umane. Numai că în această persoană, Iisus Hristos, oamenii văd lucruri sau persoane foarte diferite. În seara aceasta, intenția mea este să surprind anumite lucruri pe care unele categorii de oameni le văd în Iisus Hristos și veți constata că lucrurile acestea sunt ciudat, contradictorii. Scopul cu care prezint ideile acestea este ca să te întrebe dumneata în încheiere, dumneata ce vezi în Iisus Hristos? Pentru că, așa cum veți constata, în această persoană, Iisus Hristos, care a schimbat lumea, care a mântuit lumea, care va duce pe cei mântuiți în cer, oamenii văd lucruri foarte diferite. Ce văd oamenii în Iisus Hristos? Foarte probabil că oamenii astăzi văd în Iisus Hristos ce au văzut și oamenii din generația lui în Iisus Hristos. Ce au văzut oamenii din generația lui în El? Dacă privim la persoanele implicate în evenimentul întrupării, sau al nașterii, dacă vreți, biblic e mai corect întrupare, întâlnim pe Maria, pe Iosif, logodnicul ei, păstorii, ciobanii care erau pe câmp, păzindu-și turmele de oi, magii, pe Irod, populația Ierusalimului, iată dar câteva categorii de oameni implicate direct sau indirect în întruparea Mântuitorului. Ce au văzut aceste categorii de oameni în Iisus când s-a întrupat atunci și apoi în viața lui de om pe pământ, în calitate de mântuitor trimis de Dumnezeu? Ce au văzut ei? Veți constata că ce au văzut ei atunci, văd și oamenii de astăzi. Ce a văzut Maria? Maria a văzut în întruparea Mântuitorului caracterul lui Dumnezeu. De ce caracterul lui Dumnezeu? Deoarece în orice vreme și în orice circumstanță, Dumnezeu apreciază sfințenia la oameni și alege pentru slujire oameni care sunt sfinți. Când îngerul a venit la Maria să-i descopere planul lui Dumnezeu în care va fi implicată și i-a spus, binecuvântată ești tu între femei, Maria a știut că îngerul se referă la viața ei sfântă cu care s-a dedicat Domnului de când a devenit conștientă de realitățile vieții până în clipa aceea. Biblia ne spune că Maria a fost o fecioară, o fată, care a avut preocupări spirituale, care a avut inima legată de cer, care și-a dedicat tinerețea lui Dumnezeu, care a avut interes să trăiască sfințenia și neprihănirea. Ea nu a fost așa de preocupată de plăcerile lumești. Ea nu s-a implicat în destrăbălarea, în formele de destrăbălare ale vremii ei, ci dimpotrivă, în momentul în care a devenit conștientă de realitățile vieții, ca fată între fete, ea și-a pus în minte să-și dedice viața lui Dumnezeu și să trăiască într-o atmosferă de sfințenie. Anturajul ei, alegerile ei, prioritățile, valorile vieții ei să fie sfinte și să-L onoreze pe Dumnezeul care i-a dat viață. În momentul în care, la împlinirea vremii, Dumnezeu s-a uitat peste toate fetele de pe pământ, o fată din Israel, potrivit promisiunii din Genesa 3:15, sămânța femeii. Atunci când s-a uitat peste fața pământului în Israel, Dumnezeu a văzut această tânără cu o viață dedicată lui. A trimis un înger la ea și prin afirmația binecuvântată ești tu între femei, Dumnezeu a confirmat dedicarea ei pentru neprihănire și sfințenie. În momentul în care îngerul a făcut această afirmație, Maria a știut că în caracterul său Dumnezeu apreciază sfințirea și sfințenia, apreciază neprihănirea. În momentul în care Iisus s-a întrupat prin această fecioară, care a avut o experiență incredibilă cu Dumnezeu, prin faptul că a fost singura fată de pe fața pământului, din istoria umanității de la primul om până la ultimul, care a născut înainte să aibă o relație cu un bărbat, ci printr-un miracol sfânt ca să atragă atenția umanității, tuturor generațiilor, dinainte, atunci și după. Ei bine, fecioara aceasta, în tot ce s-a întâmplat în ea, cu ea și în jurul ei, a văzut caracterul sfânt al lui Dumnezeu și a știut atunci, mai mult decât până atunci, că Dumnezeu când cheamă un om pentru slujbă, mai întâi îl predispune să se sfințească.
Dumnezeu nu se amestecă cu nimic nesfânt și cu nimeni nesfânt. Maria, în întruparea Domnului, a văzut caracterul sfânt al lui Dumnezeu și încă o dată i s-a confirmat că Dumnezeu alege oameni și circumstanțe pe care le sfințește atunci când intră în relație cu ele. Dacă îți trece prin minte în viața aceasta de muritor să trăiești cu Dumnezeu, să nu mai fii singur, să nu te mai lovească necazurile și să te întrească la pământ ca pe un om vulnerabil și slab. Dacă îți propui să fii binecuvântat de Dumnezeu și păzit de Dumnezeu într-o lume rea și nedreaptă, atunci trebuie să știi că nu ai ce căuta înaintea lui Dumnezeu în starea aceasta în care iubești mai mult lumea decât pe Dumnezeu, în care valorile vieții tale sunt mai mult firești și păcătoase decât duhovnice și sfinte. Mai înainte de aceasta trebuie să-ți pui în minte că trebuie să te pocăiești. Trebuie să te întorci la Dumnezeu cu pocăință, cu credință în Iisus Hristos și cu pocăință față de păcatele care le-ai făcut până astăzi. Nu te poți apropia de Dumnezeu și nu poți intra într-o relație spirituală cu El decât dacă vrei să te pocăiești și să crezi în Iisus Hristos care este Domnul. Mariei încă o dată i s-a confirmat caracterul sfânt al lui Dumnezeu. Mai presus de orice, Dumnezeu este sfânt. Asta a văzut Maria în întruparea Mântuitorului. Un Dumnezeu sfânt care tot ceea ce este în jurul lui este sfânt. Și oamenii care îi acceptă în anturajul său sunt oameni care odată au fost vinovați, păcătoși, obsedați de anumite moduri de viață păcătoase. Dar oamenii aceștia, în călătoria lor de apropiere de Dumnezeu, și-au schimbat prioritățile și valorile, și-au schimbat viața, și-au curățit inima prin credință și pocăință și au venit la Dumnezeu și Dumnezeu le-a schimbat inima. Caracterul lui Dumnezeu este sfânt. Și Maria a înțeles lucrul acesta. Crăciunul la origine a fost o sărbătoare sfântă. Are o semnificație sfântă. Aniversarea acestei sărbători este în cinstea Mântuitorului care a fost, este și rămâne sfânt. Ori și astăzi Crăciunul trebuie sărbat ca o sărbătoare sfântă, cu o atitudine sfântă de oameni sfinți. Împăratul Irod, spre exemplu, nu a avut loc la această sărbătoare, deoarece el niciodată nu a avut preocuparea să se sfințească. El a fost obsedat de putere. Niciodată nu i-a trecut prin minte să se sfințească. De aceea a murit ca un câine. A fost împărat câțiva ani și apoi a murit și l-a înghițit pământul. Pentru că în viața sa umană, deși a avut putere, a devenit celebru, a avut foarte multe oportunități, niciodată nu a acceptat provocarea să se pocăiască și să se sfințească. Și dumneata ca și Irod, trăiești o singură dată, în România sau în America, bogat sau sărac, bătrân sau tânăr, bolnav sau sănătos, indiferent cum ești, omule, dacă nu vrei să te pocăiești și să crezi în Iisus, dacă nu vrei să-ți dedici viața și să te sfințești, să-ți dedici viața lui Dumnezeu, atunci vei trăi cei câțiva zeci de ani pe care îi compune viața umană și vei merge în iad și acolo vei rămâne pentru întotdeauna. Faptul că la Crăciun Dumnezeu te-a chemat într-un loc unde se predică Evanghelia este pentru faptul că Dumnezeu a vrut să spună următorul lucru. Crăciunul este o sărbătoare sfântă care are drept scop să spună trebuie să te sfințești, trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Crăciunul nu e o sărbătoare păgână, nu e o sărbătoare păcătoasă, nu este o sărbătoare a destrăbălării. Sunt oameni care văd în Crăciun o sărbătoare a plăcerii, o sărbătoare a poftei, a patimilor, a aventurilor, unde nici nu încape discuție de sfințenie și de neprihănire. În al doilea rând, păstorii, ciobanii care păzeau turmele de oi pe câmpia Betleemului, au văzut în întruparea pruncului Iisus Hristos, a Mântuitorului, mila și pacea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că atunci când îngerii au venit la ei, ei au fost foarte surprinși. Nu se așteptau la o experiență de genul acesta. Probabil că unii dormeau și unul dintre ei păzea turmele de oi sau probabil că vorbeau stând la foc. Nu știm sigur ce făceau ei atunci.
Știm doar că experiența în care au fost implicați a fost unică în viața lor. A venit un înger și le-a adus un mesaj incredibil. Ei s-au speriat, dar îngerul i-a asigurat: nu vă temeți, pentru că experiența pe care o aveți vine de la Dumnezeu și este constructivă. Vreau să vă aduc un mesaj care este o veste bună. În generația voastră, chiar acum, s-a întrupat Mesia, Mântuitorul. Și au început să cânte: în cer, slavă, pe pământ, pace. Oamenii aceștia au fost surprinși de această experiență. În Israel exista o stare de război ascuns. Ei erau dominați de romani. Romanii aveau în câteva regiuni ale Israelului câteva corpuri de armată care mențineau pacea în zonă și, de fapt, în toată zona lărgită. Și ei îi urau pe romani. Și mesajul lui Dumnezeu pentru ei a fost următorul: pentru că în cer este slavă, pe pământ trebuie să fie pace. Numai că îngerul menționează: între cei plăcuți lui Dumnezeu. Niciodată Iisus Hristos nu va aduce o pace pe pământ care va fi națională, sau socială, sau mondială. Să nu așteptați, frați creștini, o pace pe care Hristos o aduce și devine o pace națională. Niciodată n-a fost și nu va fi așa. Pacea pe care o aduce Dumnezeu din slavă este o pace individuală. S-ar putea să o aibă soțul, că s-a mântuit, și soția să nu o aibă, pentru că nu s-a mântuit. Pacea lui Dumnezeu nu este la nivel de familie, unul scapă turma. Pacea lui Dumnezeu nu este la nivel de oraș. Pacea lui Dumnezeu nu e la nivel de țară, s-a pocăit președintele și toată națiunea e mântuită. Pacea lui Dumnezeu este absolut personală, este un lucru personal, precum mâncarea sau consumul de apă sau somnul, odihna prin somn. Pacea pe care a dus-o Mântuitorul Iisus Hristos este o pace pe care o are doar individul care se pocăiește. Nici copiii, nici părinții, nici partenerul de viață a acelui om nu are pacea aceea dacă nu are experiența mântuirii prin pocăință și credință. Este foarte important să subliniem lucrul acesta. Niciodată nu va fi mântuit cineva doar prin grad de rudenie cu altcineva. Niciodată o mamă nu-și va putea mântui copiii prin mântuirea ei. Cel care mântuiește este Mântuitorul și mântuirea se dă personal oamenilor. Niciodată o soție nu-și va putea mântui soțul sau un soț nu-și va putea mântui soția. Cineva nu poate deveni mântuit printr-un intermediar. Nici Fecioara Maria nu poate fi intermediar, nici Sfântul Anton nu poate fi intermediar, nici soțul sau soția nu pot fi intermediar, nici părinții nu pot fi intermediari. Singurul care e Mântuitorul și oferă mântuirea oamenilor conștienți de realitățile vieții, care acceptă că sunt păcătoși și primesc prin credință față de Iisus și pocăință față de păcat mântuirea, doar în maniera aceasta se primește mântuirea și doar în maniera aceasta se primește pacea. De aceea ciobanii au văzut în Domnul bunătate și pace. În întruparea Domnului ei au văzut bunătate și pace. În al treilea rând, privind în Scripturi ce au văzut oamenii în Iisus Hristos, observăm că Simeon, un bătrân care a întâmpinat părinții când au mers cu copilul la templu, a văzut în Iisus Hristos un mântuitor. Maria a văzut caracterul lui Dumnezeu. Ciobanii au văzut pacea și mila lui Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu. Însă Simeon, bătrânul care aștepta potrivit unor revelații divine pe care le-a primit de la Dumnezeu, a văzut în Iisus Hristos un mântuitor. El va mântui pe cei ce cred și va judeca pe cei ce nu cred. Aceasta a fost revelația pe care el a primit-o de la Dumnezeu. El a fost informat prin aceste revelații divine pe care le-a primit despre Mesia care trebuia să vină cu misiunea de a mântui oamenii. Dar mântuirea aceasta, deși este pentru toți oamenii, el o va da doar acelora care se pocăiesc și cred în el. Mântuirea este pentru toți oamenii, este suficientă pentru toți oamenii, dar este eficientă doar pentru cei care se pocăiesc.
și cred în El. Să nu crezi că ești mântuit prin simplu fapt că ești viu. După cum să nu crezi că ești inginer prin simplu fapt că ești viu. Nici nu ești pilot de avion prin simplu fapt că ești viu. Ești ceea ce te-ai făcut prin profesia și prin școala pe care ai făcut-o. Din punct de vedere spiritual, ești ceea ce ești prin alegerea pe care ai făcut-o, respingându-L pe Hristos și fiind necredincios, chiar dacă ai o religie, sau acceptându-L pe Hristos și devenind copilul lui Dumnezeu prin credință și pocăință. Aceea ești. Simeon a văzut în Iisus un mântuitor. Crăciunul este o sărbătoare care vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, despre pacea și bunătatea lui Dumnezeu, dar și despre mântuirea lui Dumnezeu. Pruncul întrupat a venit în calitate de mântuitor. Dacă cea mai mare nevoie a oamenilor ar fi fost banii, Dumnezeu l-ar fi trimis pe Hristos în calitate de banchier. Dacă cea mai mare nevoie a oamenilor ar fi fost inteligența, Dumnezeu l-ar fi trimis pe Hristos în calitate de om de știință. Dacă cea mai mare nevoie a oamenilor ar fi fost frumusețea, Dumnezeu l-ar fi trimis pe Hristos în calitate de cosmetician. Dar pentru că cea mai mare nevoie a oamenilor a fost iertarea păcatelor, Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în calitate de mântuitor. Slăvit să fie Domnul! Pentru că oamenii inteligenți sau nu, bogați sau nu, frumoși sau altfel, dacă nu se pocăiesc, merg în iad. Dar atâta timp cât se pocăiesc, indiferent că sunt bogați sau săraci, frumoși sau mai puțin frumoși, inteligenți sau mai puțin inteligenți, ei merg în raiul lui Dumnezeu, deoarece mântuirea este prin credință și o oferă Dumnezeu un dar celor ce cred. Ce privilegiu, ce har din partea lui Dumnezeu! Mergând mai departe în intenția de a răspunde cine este Iisus, întâlnim o altă categorie de oameni în persoana magilor, astrologii veniți din răsărit, probabil din Babilon. Oamenii aceștia de știință, ei au văzut în Iisus nu neapărat caracterul sfânt al lui Dumnezeu, nici bunătatea, pacea și bucuria, nici mântuirea, ei au văzut în Iisus împăratul. Ei înșiși spun unde este împăratul. Vedeți cât de diferite sunt lucrurile pe care oamenii le văd în aceeași persoană? Ei spun cu gura lor, noi am văzut, datorită evenimentelor în care am fost implicați, prin priceperea pe care o avem în domeniul în care studiem și în care muncim, am văzut că trebuie să se nască un împărat. Unde este împăratul? Crăciunul este o sărbătoare a împăratului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu care l-a trimis pe Hristos în lumea noastră ca să devină împărat. El nu este doar mântuitorul, nu este doar sfânt, nu este doar bun și milos, El este împăratul. Dacă Iisus este împăratul tău, Crăciunul este o sărbătoare a împărăției în care ești. Dacă Iisus Hristos nu este împăratul tău, atunci Crăciunul este o sărbătoare într-o împărăție la care te uiți, dar în care nu ești implicat în mod direct. Crăciunul este o sărbătoare a împărăției, unde cei din împărăție sunt gazde, sunt de-ai casei. Este Iisus Hristos împăratul tău, mântuitorul tău, pacea și bucuria ta, sfințenia ta? Asta înseamnă Crăciun. Apoi, privind la preoții vremii, ei n-au văzut în pruncul întrupat nici sfințenia lui Dumnezeu, nici pacea, bucuria, n-au văzut nici mântuitorul, nici împăratul. Ei au văzut în el un dușman. Motiv pentru care toată viața l-au urât, l-au vorbit de rău, au scos tot felul de zvonuri la adresa lui și până la urmă, folosind justiția romană care stăpânea peste Israel, l-au condamnat la moarte prin crucificare și l-au omorât. Vă puteți imagina că persoanele care aveau cunoștință din cartea religioasă a lor, numită Tora, o parte din Biblie, deoarece o altă parte a Bibliei s-a scris după evenimentul acesta, adică Noul Testament. Atunci când magii vin la ei și îi întreabă unde este împăratul a cărui stea am văzut-o, ei au cunoștință din Biblie, din Tora lor, să le spună în Betleemul din Iudeea. Deși știau
că împăratul lui Israel, Mesia, Salvatorul, se va naște în Betleemul din Iudeea, ei n-au avut preocupare pentru evenimentul fizic al împlinirii profeției. N-au avut nici cel mai mic interes. Ei se refereau la acest eveniment, ca la un eveniment care nu-i privea în mod personal. Era doar meseria lor să cunoască Biblia, dar ei personal n-aveau nicio legătură cu împlinirea acestei profeții. De aceea Iisus Hristos a fost pentru ei toată viața un dușman. Deoarece când Iisus Hristos și-a început misiunea mesianică, a spus: voi cunoașteți, dar nu vreți să vă pocăiți și nici pe alții nu-i lăsați. Voi sunteți niște oameni păcătoși și vinovați, dar încercați să vă ascundeți vinovăția în spatele unor tradiții religioase cu care vă mascați adevărata păcătoșenie. Voi vă îmbrăcați cu hainele preoțești, care sunt o mască pentru destrăbălarea din viața voastră. Voi sunteți ca un pahar, pe din afară îl spălați ca să-l vadă oamenii, că oamenii văd doar exteriorul, dar în interior este ca un mormânt unde viermii mănâncă carnea mortului. Timp în care mormântul este presărat cu flori. De aceea oamenii aceștia l-au urât pe Iisus Hristos. Pe lângă faptul că această sărbătoare a Crăciunului este o sărbătoare a Sfințeniei, este o sărbătoare a păcii, este o sărbătoare a mântuirii și a împărăției, este și o sărbătoare a urii. Oamenii care au sărbătorit Halloween-ul n-au niciun interes pentru Crăciun. Lor le pare rău că la Crăciun nu-ți poți pune coarne, nici coadă, nu poți să fii un drăcușor mai mic, nu poți să sperii pe nimeni, nu poți să devii un bau-bau, nu poți să fii purtătorul unor duhuri rele, duhurile morților. Lor nu le trebuie Crăciun, lor le trebuie Halloween, lor le trebuie alcool, droguri și tot felul de alte destrăbălări în care își bălăcesc viața în mod vinovat. Oamenii aceștia îl urăsc pe Iisus Hristos. Ei nu sunt indiferenți față de Iisus. Ei au un scop bine determinat. Ei îl urăsc. Îl urăsc pe Iisus, dar pentru că pe Iisus nu-l văd, ura lor se manifestă asupra urmașilor lui Iisus Hristos. Câți creștini mor în China? Ce fac creștinii rău de trebuie omorâți? Că n-ar călca nici pe o furnică. Se roagă pentru dușmani, îi iartă, îi iubesc, vorbesc despre cer. De ce trebuie oamenii aceștia să fie omorâți? Ce rău fac creștinii de trebuie condamnați la moarte? De ce trebuie să fie omorâți? Ei nici cu gândul nu-și permis să trăiască în păcat omorând pe cineva, dar cu fapta. Însă oamenii care îi omoară pe ei acționează așa deoarece ura aceasta manifestată asupra urmașilor lui Iisus este de fapt o ură asupra regelui lor, care nu are o prezență fizică ca să se răzbune pe el. Dacă cineva te urăște pentru că ești creștin, pentru că ești copilul Domnului, de fapt nu pe dumneata te urăște. Îl urăște pe regele pe care îl iubești, pe care îl urmezi și pe care îl reprezinți. Aduceți-vă aminte de întâmplarea aceea pe care o mai spuneau câțiva de la acest microfon. Tinerelul acela cam zburdalnic care venea de la școală și enerva toți câinii pe stră. Știți cum era drumul în România la țară, unde fiecare avea un câine în curte, de obicei pe lanț, pe sârmă. Și era un tinerel care întotdeauna când se întorcea de la școală rupea o nuia dintr-un copac și unde era un câine mai rău, se oprea în fața la curtea aceea și spunea la câine... Și câinele venea până la gard și el cu nuielușa printre scândurile gardului le enerva. Și câinele, neavând minte, încerca să mănânce nuielușa crezând că aia e problema. Dar adevărata problemă era la capătul nuielușei. Oamenii vor să distrugă creștinii pentru că ei sunt în mâna lui Dumnezeu și în felul acesta își exprimă răutatea față de Domnul. Întotdeauna a fost o categorie de oameni care l-au urât pe Iisus Hristos. Și pe undeva, Crăciunul este și o sărbătoare a urii, a oamenilor care nu le trebuie mântuitor, nu le trebuie Crăciun și în inima lor îl disprețuiesc pe Domnul și îl urăsc. Și dacă ar avea putere, i-ar face rău.
Mergând mai departe, în al șaselea rând, ne uităm la Irod. El, în pruncul întrupat, vede un rival. Vede un rival. Rival înseamnă oponent, adversar. Adică cineva care ți-e frică că ți-a locul, cineva la fel ca tine. El era împărat. Irod a omorât foarte mulți oameni ca să ajungă la tron. A făcut multe crime politice. Și când în sfârșit a ajuns pe tron și se bucura de puterea de a fi împărat, guvernator în Iudeea, vin magii și pun o întrebare care îl tulbură, îl scoate din liniște. Unde e împăratul de curând născut? Nu tu, că tu ești bătrân. Unde e împăratul care s-a născut acum? Când Irod a auzit că s-a născut un alt împărat, care, sigur, urma să ia locul, s-a speriat și a văzut în împăratul acela un rival. Și restul vieții, până când l-au mâncat viermii, el l-a tratat pe Iisus ca pe un rival, ca pe un dușman, ca pe un oponent, ca pe un adversar care urma să ia locul. Și astăzi, la Crăciun, la această sărbătoare care de altfel pentru unii înseamnă sfințenie, dar nu pentru toți, pentru alții înseamnă bucurie, pace, dar nu pentru toți, pentru alții înseamnă mântuire, dar nu pentru toți, pentru alții înseamnă împărăția lui Dumnezeu venită pe pământ, dar nu pentru toți, pentru alții înseamnă ură, dar nu pentru toți, pentru alții înseamnă adversitate, luptă, conflict, rivalitate, dar nu pentru toți, ci doar pentru o categorie de oameni. Pentru că atunci când Iisus Hristos intră în viața lor, ei știu că alcoolul, drogurile, destrăbălarea, păcatul în general, devin păcate conflictuale cu starea de mântuit. Nu poți să serbezi Crăciunul, timp în care trăiești împotriva lui Iisus Hristos ca un adversar. Aș vrea să închei spunându-vă în al șaptelea rând, poporul în Iisus nu vede nimic. Cei mai mulți oameni în Iisus nu văd nimic. Asta înseamnă o indiferență absolută. Uitați-vă la o categorie de oameni. Văd sfințenie în Mântuitorul și îl iau în inima lor și devin sfinți ca el. Uitați-vă la altă categorie de oameni. Văd pace în Mântuitorul și îl iau în inima lor și devin ca el. Uitați-vă la a treia categorie de oameni. Văd Mântuitorul în Iisus Hristos. Îl primesc în inima lor și devin mântuiți. Uitați-vă la a patra categorie de oameni. Văd împăratul împăraților în persoana Mântuitorului, în persoana pruncului. Îl iau în viața lor și devin parte din împărăție. Uitați-vă la a cincea categorie de oameni. Văd doar ură în Iisus Hristos, că le clatină poziția preoțească și nu vor să aibă nicio legătură cu el. Uitați-vă la a șasea categorie de oameni. Văd un adversar care îi dă jos de pe poziția lor de măreție prostească, de megalomanie. Și încearcă să-l distrugă, să-l omoare. Tot timpul vorbesc împotriva lui. Și scopul vieții lor este ca să-l distrugă, să-l elimine. Însă există o mare categorie de oameni care nu văd nimic în Iisus. Pe ei nu-i interesează, ei sunt liberi cugetători. Ei spun, pe noi nu ne interesează religia, noi suntem atei. Pe noi nu ne interesează religia, noi suntem oameni de știință. Pe noi nu ne interesează religia, noi suntem liberi cugetători. Sau, pe noi nu ne interesează Biblia, noi avem religia noastră. Există și o religie fără Biblie? Sigur că da. Pe noi nu ne interesează rugăciunea și postul și biserica și viața spirituală, noi avem religia noastră. Există o religie fără rugăciune, fără post, fără sfințenie, fără părtășie frățească, fără viață de biserică permanentă ca o școală unde crești spiritual? Sigur că da. Ei bine, sunt oameni absolut indiferenți. Ei spun, asta nu-i problema mea, pe mine nu mă interesează lucruri de genul acesta, nu fac parte din preocupările mele. Știi ce? Lasă-mă în pace cu problema asta. Populația din Israel de atunci nu a văzut nimic în Iisus. Au fost absolut indiferenți. Și astăzi, Crăciunul este o sărbătoare indiferentă pentru oameni. Oamenii mănâncă și bea ca și până acum, se duc la lucru ca și până acum și ce dacă e Crăciun? Uite-te, domnule, e și Crăciunul o sărbătoare ca Halloween-ul, care e problema, care e diferența între ele? Nu-i nicio diferență.
E o sărbătoare, cine știe cine a mai făcut-o și pe asta cu câteva sute de ani în urmă. Nu e așa? Ce trebuie acum eu să modific programul datorită unei sărbători? Cine crede în sărbătoarea asta să o țină? Eu nu cred. Pe mine nu mă interesează. Foarte mulți oameni spun așa. Oameni pe care nu-i interesează Crăciunul, pe care nu-i interesează Mântuitorul, pe care nu-i interesează pocăința, pe care nu-i interesează nimic, decât aici să fie plin, aici să fie plin, aici să fie plin și de restul, aici e iadul, aici e raiul. Asta este cea mai puternică religie astăzi. Aș vrea acum să te privesc, pentru că tot ești aici, și să te întreb. Tu sau dumneata, ce vezi în Iisus Hristos? Vezi sfințenia lui Dumnezeu și ți-este rușine și te simți vinovat pentru că ești un om păcătos? Vrei să iei această sfințenie a lui Dumnezeu și să o aduci în viața ta ca să nu mergi în iad? Sau în Crăciun vezi o pace și o liniște, o bucurie pe care a adus-o Dumnezeu și viața ta nu trebuie să mai fie o viață frământată, nu dormi noaptea, ești frământat, ești nemulțumit, ești neîmplinit, te învârți ca un șurub, ca un rotisor, tot timpul te învârți, n-ai liniște nici în patul tău, nici în mașina ta, oriunde te duci n-ai liniște, n-ai pace, îți schimbi mașina, îți schimbi casa și tot n-ai liniște și pace. Vreau să spun că Iisus Hristos a venit să-ți dea pacea, dar nu cum ți-o dau oamenii. Nu o pace dependentă de situații, circumstanțe, ci o pace veșnică și totală. Nu vrei să primești pacea aceasta în viața ta, în familia ta? Să ai pace și stabilitate și echilibru? Nu vrei să vezi în Crăciun aniversarea Mântuitorului, care a venit pe pământ, El este Dumnezeu, dar pentru o clipă a coborât din cer și s-a făcut Mântuitor și a venit între oameni pentru ca să moară în locul lor, să transfere asupra Lui vinovăția păcatelor lor și în felul acesta să meargă la Dumnezeu ca un reprezentant al tuturor oamenilor, spunând: Tată, iartă-i, pentru că eu ți-am plătit datoria în locul lor. Și toți oamenii care cred în El să fie iertați. Nu vrei să te duci acasă un om iertat? Dragul meu prieten, fii sincer, ești un om ca mine. Dincolo de faptul că eu sunt la amvon în calitate de preot și dumneata pe o bancă în calitate de ascultător, cum îți pui diseară capul pe pernă când știi că ești un om nemântuit, nempăcat cu Dumnezeu? Dacă se întâmplă să mori, mergi în iad. Dacă se întâmplă să vină Iisus Hristos, mergi în iad, indiferent de religia pe care o ai. Nu religia te mântuiește, că ar fi simplu, toți oamenii au o religie, ci te mântuiește Mântuitorul care, fiind Dumnezeu, s-a întrupat prin Fecioară pe pământ în calitate de Mântuitor. Numai primindu-L pe El în inimă, prin credință și cu pocăință, devii mântuit. Nu vrei să te întorci acasă mântuit și să devii protejatul lui Dumnezeu și binecuvântatul lui Dumnezeu? Sau la acest Crăciun, în acest Crăciun, să vezi împărăția lui Dumnezeu și să te simți parte din ea. Și să știi că ai un împărat care vindecă bolile, care se luptă cu diavolul, cu duhurile, cu accidentele, cu nenorocirile, cu dușmanii, cu zvonurile, cu toți răzvrătiții și cu toată răzvrătirea care vrea să-ți facă rău. Și ești în mâna lui Dumnezeu și niciun fir de păr din cap nu-ți cade înainte ca El să semneze.